Întreabă pastorul: Una dintre întrebările spinoase la care trebuie să răspundă teologii este despre existența răului în lume. Dacă există un Dumnezeu bun, de ce permite ca răul să existe în lume și mai ales în viața celor care cred în existența lui? Pastorul Adiel Bunescu va formula un răspuns scurt la o întrebare dezbătută de secole. Aceasta este cea mai grea întrebare pentru creștinism. De fapt, cred că este cea mai grea întrebare pentru orice religie, filozofie, sistem de gândire, pentru că nimeni nu are un răspuns, așa, în mod total satisfăcător. De aici aș pleca. De exemplu, ateismul. Nu îți oferă răspunsuri încurajatoare. Ateismul spune că ești o, un pachet de chimicale. Aflat la voia sorții, te va apărut din întâmplare și o să dispară la fel de în întâmplare. Așa că, însă, și întrebarea: de Cei cu suferința, nu are niciun rost. Strănești din nici și mergi înainte. Cam asta este mângâierea pe care o oferă ateismul, hinduismul, o să spună că e karma, suferința e consecința alegerilor din trecut și așa mai departe. Deci, nu sunt răspunsuri uh, mulțumitoare sau ușor de găsit nici în alte părți. Toate sistemele de gândire, filosofiile, religiile se luptă cu întrebarea asta. Dificilă. Acum, răspunsul creștin ar fi acesta. În înțelepciunea lui infinită, Dumnezeu a considerat că o lume în care răul și, prin urmare, consecința lui, suferința, reprezintă o posibilitate reală, este cea mai bună lume dintre toate posibile. Dumnezeu nu a creat o lume în care exista răul, dar Dumnezeu a creat, Dumnezeu a creat o lume bună. Dumnezeu a creat o lume foarte bună, așa vedem în Geneza, dar posibilitatea că răul să apară în lumea asta foarte bună a lui Dumnezeu a fost parte din design. Și, într-adevăr, răul a apărut prin alegerea lui Lucifer și a îngerilor care l-au urmat, ulterior prin alegerea primilor oameni, răul a intrat și a corupt lumea creată de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a creat ființe cu capacitatea să aleagă. Acum, ca alegerea să fie reală, Consecințele trebuie să fie reale. Și atunci, alegerea oamenilor să trăiască fără Dumnezeu, uh, alegerea lui Lucifer să-l sfideze pe Dumnezeu, are consecințe. Și între consecințele acestea, suferința este, este una evidentă. Așadar, dacă vrei să elimini suferința din lume, trebuie să elimini răul din lume. Ca să elimini răul din lume, trebuie să elimini purtătorii răului din lume, care suntem noi toți. Deci ar trebui să razi de pe fața pământului, toată rasa umană. Și Dumnezeu a ales să nu facă asta. Sigur, era o opțiune uh, dreaptă. Dar ce a ales Dumnezeu să facă a fost un demers mult mai costisitor pentru sine. Uh, a ales să ne salveze. Și mesajul creștinismului este că nu doar că nu a distrus oamenii, ci Dumnezeu a ales să-și asume El însuși consecințele răului din lume să experimenteze el însuși suferința prin Isus care s-a întrupat, a devenit om și și a asumat păcatele și consecințele păcatelor noastre și suferința de pe urma păcatelor noastre, a răului nostru, oferind celor care cred în el posibilitatea să fie absolviți de vina lor, să fie eliberați de răul, de prinsoarea răului. Din viața lor, să fie aduși într-o relație cu Dumnezeu, să fie salvați, să fie aduși în Familia lui Dumnezeu, ceea ce este incredibil. Avem așadar un Dumnezeu căruia îi pasă de noi, care nu ne-a oferit o explicație totalmente inteligibilă și nu știm toate scopurile lui și toate motivațiile lui, dar știm cu siguranță că Dumnezeu nu iubește, știm că lui Dumnezeu îi pasă de noi în suferința noastră și știm asta nu doar pentru că El o declară, ci pentru că a demonstrat-o prin Isus prin întruparea lui, prin suferința, moartea și apoi învierea lui. Așa că acesta este răspunsul creștin la problema suferinței. Da, Dumnezeu nu ne oferă toate explicațiile, dar Dumnezeu ne arată într-un mod de netăgăduit că îi pasă de noi în suferința noastră.